Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Oricine se referă la George și la mea, zic, ei nu sunt niște persoane false, da, cu George am lucrat. Discutam despre faptul că Mario a zis că sunt două persoane false în echipă. Deja începe să bagă de râd, că nu știu dacă observ. Ce a făcut și în partea cealaltă. Se vede că nu suntem natural, de ce să ne dăm după cireș? Nu suntem. Nu ne iese. Nu știu dacă noi trebuie să-l integrăm pe el sau el trebuie să se integreze. Mario este pe modul ceea ce l-a deranjat și pe George. Șef a zis să se toace ceapa mărunt. Și el a tăiat-o mai mare și George i-a spus, bă, nu mai tăia ceapa mare. Șef a zis să potem mai mărunt. Și el i-ar fi răspuns lui George, păi lasă că nu trebuie să facem tot ce zice șef. Vreți că încearcă să facă oarecum ce a făcut și cealaltă echipă și să nu-i permite. Îmi doresc ca Mario, chiar dacă a venit nou în echipă, să nu destabilizeze echipa. Iar aici, da, voi fi atent și nu voi permite să se întâmple lucrul ăsta. Eu sunt opusul lor, dar nu pot să... Aș vrea să fac un pas în spate, să nu mai încerc să mă impun deloc, ca echipa să mă accepte așa cum sunt și să șteargă eticheta aia care mi-a fost pusă. Nu mi se pare normal să ne analizeze și cu siguranță va pleca primul din echipa noastră. Chef? Ce ți-ai luat, mă? Ce ți-ai pus la gât? E de-asta de samurai. Amuletă. Și m-am făcut la fel, că mergem la război. Dar la momentul potrivit poate o să fac și o apă. Pentru a câștiga echipa sau pentru a mă salva eu. Vreau să-i spun Mario atât. Misticismul nu are ce căuta în gastronomie. Absolut deloc. Peste oară dacă faci nu iese mai bine, nu? Nici brălură, trebuie să mai bucur, să pui sare, piper, gust frumos. În oală, acolo e gustul. El are impresia că a venit la o emisiune de chiromanție. Fapte, puiule! Se pare că de câte ori intrăm la dânt, pleacă câte unul acasă. Da. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Bună seara! Simpaticilor, au trecut 5 confruntări. Da. Mai avem puțin și ajungem la jumătatea confruntărilor. Și voi sunteți tot aici. Și îmi sunteți din ce în ce mai dragi. Gătiți din ce în ce mai bine. Și Florin trebuie să mă întrebe ceva. Ce-mi dai din mânuță așa? Ce? Vrea să apese un buton și nu știe cum să facă. Te mănâncă palma. Vrei? Păi cuță. Ok. Deci ne-a intrat bine. Gina Cătumitrescu s-a făcut de amuletele ăsta. Ce faci, bă? Poți reface toate echipele aducându-le la numărul inițial cu concurenții aleși de tine. Este momentul oportun să putem face această mutare și această mișcare pentru că avem minus 5 oameni în echipe. Practic avem ocazia de a oferi echipelor numărul inițial, și anume 7 oameni. Un om la mine, 2 oameni la Bontea, 2 oameni la Scărlătescu. Țicau, lupă, cine mi-o da? Ce ne-o fi ales mâncarea? Ne dă pe cine vrea el. Am stat, m-am uitat la imagini de la bootcamp, de la audiții. Mi-am dat seama că eu mai aveam foarte mulți concurenți de care eram interesat. Și dacă vreți să știți, eu am ales doar din ultimii. A, din ultima grupă? Da, pentru că am vrut să fiu drăguț, să nu încurc pe nimeni și pentru că oamenii, dacă au ajuns până acolo, probabil că merită, nu? În mărinimia lui, așa, el vrea să reîntregească echipele. Culmea, el care are doar un concurent lipsă. Amuleta asta mi-a oferit ocazia și mi-a oferit puterea de a băga în echipele adverse oameni, ceea ce mi se pare foarte malefic dacă o joci deștept. Păi, sunt foarte curios pe cine le aduce, pe cine îmi bagă în echipă. Adică încearcă să mă încurce sau nu? Nu cred decât că vrea să bage râca în echipe. Florin, ai cuvântul, dragul meu. Am cuvântul. Păi să vă mixez un pic. Mamă, cine o fi în roșu, frate? Mamă, ce curioasă sunt. Eu, în sezonul trecut, am adus doar concurenții spectaculoși și i-am adus pe Florin apoi la Bontea în echipă, iar Florin a câștigat sezonul 10. Hai să vedem ce ne dă Dumitrescu. Întâi, pentru că avem minus un om, voi aduce omul pentru echipa mea, iar el se numește Stelian Nistor. Lucrez în cotărie de la vârsta de 16-17 ani. Vin de la Sibiu. E pure de câmp? Nu. Căprioară. Nu cred că e căprioară. Filet de ren, adus din nordul Suediei. Foarte gustoasă. Ne vedem în bootcamp. Taliata. Antricot de vită de mânzat. De vită de mânzat. Din păcate, uite că mă opresc aici. Îmi pare rău pentru Stelian, pentru că Stelian pare un bucătar foarte bun. Nu cred! Bine, bă!
la șef. Mă simt foarte onorat că șef Dumitrescu m-a ales pe mine dintre atâția oameni. Cel mai tare cadou, hai înapoi la șef la cuțit. A fost cel mai wow telefon din viața mea. Bună ziua, bună ziua. Bună. Bine ai venit. Șef. Bine ai venit. L-am adus pe Stelian Nistor, bucătar cu experiență, lucrează în Suedia de foarte mult timp, știe cum mâncarea, gătește bine. Am vorbit în al doilea bootcamp, ba chiar era praf de supărare că avea o durere groaznică de cap și i-am dat ceva, o pastilă de durere și a venit la vreun sfert de oră că nu-l mai doare capul. Acum sper să-și amintească. Hai. M-am bucurat când am auzit că vine un bucătar cu atâta experiență. Poate să aducă un plus de valoare a echipei noastre. Simte-te ca acasă, ai venit să stai mult. Așa. Pentru Sorin. Primul concurent, pentru că primește 2, o să-i spun doar numele mic. Ok. Matthew. Numele meu este Mohamed pe certificat de naștere, dar toată lumea mă știe de Matthew. Gătesc când vreau să mă fac pe mine fericit. I feel good. Matthew! Aolo! Gata. Pentru mine, fiind bucătar, șefii sunt ca zeu pentru mine. Nu așteptam să-mi dau a doua șansă. Iar am revenit pe viață și am zis, bă, asta e. Let's go! Bine ai venit! Ce faci, măi? Foarte bine ai venit, dragule! Bine ai venit, si. Matthew este un băiat foarte mișto. E un băiat cu bun simț, care gătește. E ok. Nu pot să-i reproșesc ceva că mi l-a dat pe Matthew. Mâncarea răbească poate fi folositor în echipă. Bine ai venit, simpaticule! Mulțumesc! Și acum, pentru echipa lui Cătălin. Mă, că-ți vreau binele, jur. Doamne, adică... ajută! Iulia Istrate. Am vârsta de 29 de ani. Eu am făcut o luptă liberă 7 ani de zile. Sunt bucătar în burgerie. Știu că toată lumea spune burger, e simplu. Nu, nu este așa. Felicități! Ne vedem în burger. Gulie! Ce e asta? De ce? Am vrut să fie diferit. Când am fost eliminată din bootcamp, simțeam cumva o dezamăgire. Și uite cum șansa m-a lovit acum din nou. Bine ai venit. Am primit a doua șansă, deci pentru mine este wow. Florin Dumitrescu, nu știu de ce, nu știu ce a văzut, dar sunt foarte, foarte emoționată. Nu știu. Șef? E bucătar? Aici nu știu ce să spun, decât că Iulia n-a fost în lista mea aproape deloc. Am adus-o pe Iulia, care la fel e o fată muncitoare, vine dintr-un food truck până la urmă, adică ar trebui să descurce la viteză, la numere mari. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Sper să fie ok, arată frumoasă, e bine, ca și noi, deci se încadrează. Pare o fată foarte mișto. Astăzi câștigăm. Așa zice și trebuie. Eu nu sunt cel mai mare bucătar, eu sunt bucătar în burgerie, dar chiar simt că aș putea să fac față chiar și în semifinală, de ce nu în finală? Concurentul următor pentru echipa lui Sorin, Adriana Stănescu. Am 38 de ani, locuiez la Londra, de fel sunt din Râmnicu-Vâlcea. Soltancă, vezi, mă! De profesie sunt antrenor de fitness, consilier nutriționist și life coach. Sunt cam un working machine. Pe Adriana o știu. Este pe partea de nutriție, fitness, e super. Dar să pricepeai și la asta. Haosul din câte mi-aduc eu bine aminte. Le-am făcut un steak rare. Eu las medium rare. Este un sirloin rare. Nu este medium rare, este rare. Am înțeles, e rare, mă. Da, mă. Așa vorbim noi la Londra, e ok. Imediat mi-am să aminte, zic, funny, da. Acum nu știu câtă bucătărie știe ea, că nu mai țin minte. Mâncarea ta, din punctul meu de vedere, este fără greșeală. Eu, de când am venit la
preselecții și la audiții, eu am spus tot timpul că ne auzim în finală. Momentul când am plecat de la bootcamp și am aflat că sunt eliminată, a fost o dezamăgire foarte mare pentru mine. M-am întors la Londra și m-am dus croită să-mi deschid propriul business pe mâncare. Și cu siguranță șef la cuțite a fost ceea ce m-a mișcat din loc. Să știi că noi gătim doar aia. Right. Acolo s-a făcut echipa, la mine s-a făcut echipa. A rămas pentru domnul Scărlătescu Ștefan Nistor. Bine! Mulțumim! Dar ce ai pățit, Dumitrescule? Bine, bă! Așa generos! Bine ai venit, Ștefan! Dintre cei cinci, sincer, mă văd cel mai bun. Dintre cei cinci chemați. Așa mă consider eu și așa mă simt. Să vezi că e bucătar, cred. Sunt bucătar. Aia. Preparatul meu cred că ar putea primi un cuțit de aur. Avem un mus de ciocolată. Ăla l-am văzut. O spumă de măr copt cu ghimbir. Ok. Un sos de măr verde infuzat cu sirop de piper sișoan, cardamon, anason și cuișoare. Doamna trei cuțite este o confirmare că îmi fac treaba bine, dar îmi doream cuțitul de aur și asta e, că nu s-a întâmplat, nu e nicio problemă. Clar vreau într-una dintre echipe. Ștefan! Pentru sezonul acesta ai făcut ce ai vrut tu. La proba următoare faci ce vrem noi. Unde ți-e salata? Toată farfuria pentru mine reprezintă o salată, pentru că nu cred că trebuie neapărat să am frunze sau... Deci asta pentru tine e o salată? Da, o salată caldă. Mi-a fost tăiat atunci craca când nu am fost ales. Nașpa, eu cel puțin n-am mai simțit o dezamăgire pe așa mare în 24 de ani. Asta e momentul în care eu trebuie să arăt că ați făcut o greșeală că nu m-ați ales de la început în echipe. Chiar i-am dat și lui un bucătar, i-am dat un bucătar de pensetă. Eu pentru mine am avut de ales cumva între cei doi Nistor. Am ales la mine, celălalt a rămas în viziunea lui Cătălin. Din punctul meu de vedere, e ok. Simpa! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.